găsit, dragi telespectatori! Sunt Camelia Bulivoanea și vă prezint emisiunea Eu Sunt la TV Terra Nova. Această emisiune vă oferă resurse, înțelegere, sens și semnificație pentru cunoașterea și evoluția sinelui și pentru o viață trăită conștient. Invitatul acestei emisiuni este nimeni altul decât Liviu Elefterie, psihoterapeut, cu care vom intra într-un dialog despre intimitatea în relațiile de cuplu. Bine te-am regăsit! Bine ai venit, dragă Liviu! Mulțumesc. Mă bucur, ca de fiecare dată, este o mare plăcere, o bucurie și o onoare să te revăd și să purtăm acest dialog. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru mine tot așa este o mare onoare. Da. Relațiile sunt, ca să zic așa, o temă despre relații, vorbim mereu și nu sunt niciodată destule. Da. Nu sunt destule pentru că de multe ori ne rătăcim în fel de fel de promisiuni că metoda asta va funcționa 100%. 10 feluri, 10 pași în care să-ți readuci iubitul înapoi și tot felul de discuții de genul ăsta. Majoritatea făcute mai mult să atragă pentru a vinde ceva. Dar, hei, până la urmă e discuție despre cuplu, este binevenită oricând. Așa este. Intimitatea înseamnă mult. Da. Intimitatea înseamnă să te văd în interior. Să-ți văd interiorul. Să-mi vezi interiorul și să-ți dau voie să-mi vezi interiorul. Uh-huh. Pentru că de multe ori noi avem un critic interior extrem de puternic care în permanență ne fac să credem despre noi acolo ascuns că suntem niște monștri cumva. Că nu știm să facem aia, că nu putem să facem aia, că suntem nu știu cum, că suntem în alt fel. Și toate cuvintele acestea, toate mesajele acestea vin în interiorul nostru și ne fac să avem o părere extrem, extrem de proastă față de noi. Față de sinele nostru, să ne vedem slabi, mici, urâți, grași, putem să le înșerăm pe toate cele. Și atunci, ca eu să-ți dau ție voie să mă vezi, îmi trebuie un curaj extrem de mare. Și putere. Evident că vorbim, da, și de putere, curaj, vulnerabilitate. Vulnerabilitatea este extrem de puternică în momentul în care eu îți dau voie să mă vezi fără haine. Da. Să mă vezi dezbrăcat, nu fizic, ci hai să-ți arăt cine sunt eu. Mm-hmm. Să mă vezi, să vezi și defectele și calitățile și părțile frumoase și părțile urâte. Asta presupune ca relația mea să fie un spațiu, un cadru în care eu să mă simt extrem de în siguranță, da, și iubită. Da. Da. Și să permit ca tu să mă privești. Pentru că așa cum sunt eu cu adevărat, autentic, la modul exact, autentic. Exact, mai ales că de cele mai multe ori experiențele noastre din trecut, da, nu au fost unele extraordinare, pentru că n-ar mai fi fost experiențe din trecut, ci din prezent. Da. Și atunci cu toții am fost răniți, cu toții am simțit la un dat că suntem jigniți, că suntem abuzați psihic,
de către un partener sau de către o persoană apropiată și atunci am mare nevoie de încredere că tu nu vei face la fel. Și într-adevăr, lucrul ăsta se câștigă foarte greu, pentru că după o experiență atât de, adică după o experiență destul de mare de relații în care m-am simțit atacat, lovit, jignit, whatever, ok, ai venit tu. Bine, mă, hai. Hai să vedem. Chiar cum o să fii tu diferit de ceilalți? Da, ideea e că cei mai mulți intrăm în relații cu anumite așteptări de la partenerul nostru. Cumva așteptăm ca el să ne îndeplinească nevoile noastre. Așteptările astea, da. Exact, da. Așteptările astea de cele mai multe ori, cum le spun și oamenilor cu care lucrez, le spun, ok, tu nu te-ai îndrăgostit de persoana pe care o ai acum în față, ci tu te-ai îndrăgostit de un posibil viitor al acelei persoane. Da. Noi nu ne uităm și vedem, ok, asta ești tu, de tine m-am îndrăgostit. Nu, eu mă îndrăgostesc de un posibil tu din viitor, care va fi în felul ăsta, va fi în felul ăsta, va face lucrul ăsta, va zice lucrurile astea. Și atunci noi intrăm în relație, dar eu vreau să te conduc pe tine spre imaginea mea. Da, noi suntem părți. Noi suntem părți. Exact. Și eu acum intru într-o relație cu părțile acestea ale mele și tu intri cu părțile tale, părțile exact. Și nevoile care sunt nevoile și dorințele mele. Însă nu știu cum toate astea vor evolua. Sigur că da. Și de aici și chestiunea acele dezamăgiri. Dezamăgiri. Păi dezamăgire vine de la amăgirea, propria mea amăgire. Da. Eu visez că tu vei ajunge acolo în felul acela. Și toată energia mea în acel cuplu va fi ca eu să te conduc pe tine în direcția aceea. Da, în direcția mea. Corect, corect. Este viziunea mea, fără să te întreb dacă tu vrei exact. Să ajungi acolo. Exact, da. Fără să te întreb dacă tu vrei să ajungi și acolo. Și din aceste dezamăgiri apar acele zone de fisuri relaționale exact. Care de fapt nu favorizează intimitatea. Exact. Și mai ales în experiența ta profesională cu Imago, știi foarte bine cum noi ne alegem un partener conform calităților și defectelor părinților noștri. Și nevoile noastre de astăzi sunt nevoile noastre din copilărie în relația cu părinții noștri. Și da, cu siguranță, în momentul în care lucrăm cu clienții noștri și le arătăm acest lucru și îl descoperă ei, la început este un șoc pentru ei și zic, nu, n-are cum, nu, nu. Și după aceea se uită, stai puțin, că fostul partener are exact din tata chestiile astea, exact din mama chestiile astea. Da, ai dreptate. Sunt totuși și cupluri care rezistă foarte mult, peste 15 Absolut. Ani, 18 ani, 20 de ani. Hei, sunt într-un cuplu de 20 de ani. Pe care îi felicit da. Și toată da. Admirația. Da. Da. Însă vin și aceștia la noi. Da, pentru că vor să îmbunătățească din ce în ce mai mult. Și aici sunt perfect de acord cu lucrul ăsta. Nu cred că într-un cuplu trebuie să lăsăm așa să curgă lucrurile. Este o muncă permanentă. Și da, chiar mă refer că este o muncă permanentă la cuplu. Dacă nu muncim la acel cuplu, mai devreme sau mai târziu vor apărea acele fisuri de care spuneai mai devreme. Și pentru că noi suntem atât de evoluați și așa, na, avem 20 de ani, ce să mai...
să învețe puștii ăștia despre relație, merge și sau așa. Sau e mai simplu să divorțăm. Și până la urmă ne rupem pe interior și odată ne trezim într-un loc în care nu ne mai putem întoarce. Din care nu ne mai putem întoarce. De cele mai multe ori, oamenii care vin în terapie au șanse să lucreze și să le fie bine. De ce? Pentru că este un consimțământ al amândorura. Da. Vrem amândoi să lucrăm. Și cu o strategie în spate se poate lucra mai pe problemele cuplului. Revenind la ideea de tema emisiunii despre intimitate. Da. Cum facem să aducem cuplurile în această nouă zonă de reclădire, reconstruire, reromantizare? Reromantizare este foarte, foarte bine spus, pentru că aici aș vrea cumva să fac o diferențiere între dorința din cuplu și iubire. Și este posibil să fiu destul de direct când zic că iubirea exclude dorința. Uh-huh. Și dorința exclude iubirea. Da. Și sună foarte urât și greșit probabil, dar dorința este despre a te vrea acum cât mai mult, dar cu teamă de a te pierde, iar iubirea este cu siguranță. Da. Știu că nu am cum să te mai pierd. Ești a mea, suntem unul singur sau fel de fel de... Intimitatea presupune, include siguranță și iubire. Exact. Asta înseamnă că la începutul unui cuplu, da, când este vorba de dorință, nu este vorba de iubire, nu prea putem să vorbim de intimitate. Cu siguranță, eu mă refer la intimitatea de a-ți da voie să fii văzut cine ești. Vorbești intimitate când există acea conectare, comunicare, corect, sufletească, emoțională, corect, sinceră, onestă. Exact. Da. Care, iarăși, și această sinceritate. Tatăl meu are o vorbă. Vrei adevăr sau vrei o relație? În sensul în care sunt anumite lucruri la care trebuie să fim foarte atenți cum le livrăm. Nu zic să mințim, că nu este vorba despre minciună, însă dacă adevărul acela rănește cuplu, dar ce ești dumne așa smiorcăită? Ok, este adevărul tău. Poți să-l spui printr-o altă variantă fără să rănești cuplu? Pentru că partenera în momentul ăla, gata, își va închide intimitatea destul de bine. În sensul în care, nu vrei să mă vezi smiorcăită? Bine, e un exemplu. Da, dar, da. Ok, atunci nu o să mă mai vezi așa. Și nu o să mă mai vezi așa pentru că asta înseamnă că eu sunt un monstru sau, evident, exagerând cuvântul, din mine... urâtă din mine. Deci nu-ți place de mine când sunt eu așa, atunci voi deveni altcineva. Ok. Mă gândesc să aducem mai degrabă câteva resurse ca să cultivăm părțile care conduc către ceea ce ne dorim. Sigur. Resursele în zona de intimitate, prima resursă este emoția, da? Da. Să fim acolo.
să putem să avem o anumită siguranță în partener. Pentru că nici nu putem să ne deschidem de fiecare dată și de fiecare dată să fim loviți și tot așa. Nu e corect pentru propriul tău eu. Da. Da? O altă resursă care ar fi extrem de importantă, odată ce ajungem în punctul de iubire, este să acceptăm primul pas al unuia dintre noi doi. Fie al meu, fie al tău. Adică, cineva trebuie să înceapă. Și să nu dăm cu piciorul, pentru că, în principiu, prima expunere, da, va fi una foarte, foarte fină. Și dacă nu suntem atenți la ea, putem să călcăm pe acea expunere. Și atunci, pac, iarăși ne închidem. Comunicarea, pe de altă parte, este o resursă extrem de importantă. Să-și dea seama ambii parteneri în ce punct al relației sunt. Pentru că dacă ne vedem doar pe la cluburi, cu siguranță n-o să simțim nevoia de intimitate profundă. Da? Și atunci comunicarea cumva stabilește punctul în care ești în relație. Și de aici putem, din comunicare, se pot dezvolta multe, multe alte resurse. Inclusiv aspectele de granițe. Da, corect. Limitele. În relație. Da, limite sau granițe. Limite sau granițe, da. Granițele sau limitele sunt importante în zona de intimitate, pentru că stabilesc exact cum se numesc ele niște granițe. Unde am eu voie să calc și unde nu am voie să calc fără să te rănesc. Uh-huh. Pentru că de multe ori se întâmplă ca eu să comunic cu tine pe stilul meu, dar în stilul tău să nu fie acceptat, să nu fie tolerat. Okay. Da. Să fie interpretat ca ceva care te rănește. Și atunci, dacă eu știu ce te rănește pe tine, tu știi ce mă rănește pe mine și nu ne folosim de asta. Da. În sensul în care, ok, dacă eu știu ce te rănește, acolo o să te lovesc când tu mi-ai greșit. Are sens. Așa. Da. Și să îmbrățișăm zonele acelea și să nu le călcăm. Ok, ăla e off-limit. Nu da, ne băgăm acolo, că acolo doare foarte tare. Da, știm de ce se întâmplă, că nu am lăsat suficient de mult la o parte mecanismele noastre, da, convingerile. Da, da. Plus mecanismele noastre de defensă. Exact. Da. Noi de multe ori ascundem toate aceste butoane, aceste granițe, în ideea în care știu că dacă eu ți le spun ție, tu le poți folosi împotriva mea. Nu pentru mine, ci împotriva mea. Nu e pentru cuplu, ci împotriva cuplului. Și de aceea spuneam că este nevoie mai întâi să ajungem în punctul acela de iubire, în care să ne dăm voie cu adevărat să intrăm în profunzimea simțirilor. Putem deveni iubitori sau nu? Putem să ajungem să primim iubire și siguranță, după care tânjim sau ne dorim atât de mult să primim, doar că noi înșine devenim iubitori. Și când lăsăm la o parte toate aceste defense, convingeri de care vorbeai mai devreme. Altfel, mereu vom fi într-o gardă. În gardă și garda aceea nu ne va permite să ne relaxăm un pic împreună. Da, și să intrăm în acea stare de comuniune, de emoție. Corect.
de corect, intimitate corect, despre care corect vorbim. Acum, granițele sunt, ele stabilesc lucrurile astea. Ele pun niște limite la cât de departe să te duci, cât îți dau eu voie să vii, și în felul ăsta ne sincronizăm împreună și putem să ajungem într-un punct comun în care amândoi să fim deschiși unul față de celălalt. Să avem acea siguranță că nu vom fi răniți, da, și nu vom răni. Dar aici iarăși cumva ar trebui să intrăm și într-o discuție un pic mai profundă referitoare la formele de atașament. Dar, na, într-o altă discuție poate chiar o să cu abordăm ocazie, da, formele de atașament, pentru că aici este, iarăși este o joacă foarte, foarte importantă. Facem o mică pauză și revenim. Sigur. Liviu, cum putem vorbi despre intimitate văzută prin ochii bărbaților și intimitatea văzută prin ochii femeilor? Există anumite semnale sau modalități prin care fiecare gen caută intimitatea? Da. Da. În principiu, forma noastră de relaxare, adică la femei este vorba de oxitocină, da, iar la bărbați este vorba de testosteron. Oxitocina este generată, produsă de corp în momentul în care avem o discuție și tu simți că eu te ascult pe tine și sunt acolo pentru tine în discuția aceea. Da. Noi avem nevoie să știm că suntem înțelese, da, să primim semnale de la voi că m-a înțeles, da, că m-a văzut, da, și da, m-a înțeles. Corect. E, partea cu testosteronul nu este la fel. Da. Este în zona de a atinge targeturi, da, de a rezolva probleme. E, și aici vine o parte foarte drăguță în comunicare și ce înseamnă intimitatea și cum pot eu să mă simt alături de tine. Soția mea veneam amândoi de la muncă și ne întâlneam seara și soția mea vrea să vorbească cu mine. Da, noi avem nevoie de cuvinte, multe cuvinte. Cu siguranță, foarte multe. Foarte multe cuvinte. Foarte multe. Și îmi spunea, venea cu niște probleme de la, pe care le avusese de-a lungul zilei și eu veneam și îi spuneam, de ce trebuie să faci asta? Că uite, faci asta, pam, pam, pam și gata, ai rezolvat problema. Și soția se supăra, eu mă supăram. Nu înțeleg de ce te superi când eu ți-am dat soluția. Păi nu, că nu înțelegi, că vreau să mă au... Lasă-mă să-ți povestesc. Păi dar la ce să-mi povestești dacă eu deja ți-am dat soluția? Ea se supăra că eu nu o ascultam, eu mă supăram că ea nu îmi lua soluția mea. Și... până la un dat când descoperit că și-am înțeles cu adevărat despre ce este vorba. Ea are nevoie să fie ascultată, da, și eu am nevoie să rezolv probleme. E, și-am făcut lucrul ăsta pe rând, pentru că nu avem cum să-l facem deodată. Însemnând că soția venea seara, îmi povestea, eu tăceam, îmi mușcam limba. Cât puteai și tu. Cât puteam și eu. Și după aceea, ea foarte drăguță îmi zicea, ok, după ce îmi povestea, și eu eram acolo prezent, într-adevăr, chiar o ascultam. Și după aceea m-a întrebat, tu ce soluție vezi? Wow,
gata. Extraordinar. Și a venit la mine și partea de testosteron în care îi spuneam, uite, vezi, trebuie să faci asta. Și a... erau niște soluții. Da, ea nu căuta soluții. Da. Ea căuta să fie ascultată. Eu căutam soluții. Pentru că asta mă făcea pe mine să mă simt bine. Și atunci ea a primit oxitocina de care avea nevoie și am primit și testosteronul. Și în momentul acela noi ne-am apropiat extrem de mult. Întorcându-mă la ideea de intimitate. Intimitatea pentru doamnele din viața noastră este în zona de a discuta, de a se simți ascultate, înțelese, exact cum spuneai tu mai devreme. Iar pentru bărbați, intimitatea apare în momentul în care noi suntem lăudați pentru faptele extraordinare pe care noi le facem. În sensul în care în momentul în care rezolvăm o problemă, să fim lăudați. Dom'le, extraordinar, extraordinar, cum ai rezolvat tu problema aia? Nu e un mare, nu e un lucru extrem de greu, dar pentru bărbați contează lucrul ăsta. Dacă îl voi complimenta la timpul potrivit, și asta nu înseamnă să mergem în absurd, vai, ai mișcat paharul, felicitări, bravo, ia o diplomă de participare. Nu vorbim de diplome de participare, da? Ci vorbim de niște task-uri care chiar sunt importante pentru cuplu, pentru casă, pentru familie. Noi, bărbații, avem nevoie de acel bravo. În momentul în care primim acel bravo, o să avem un curaj foarte mare să venim să-ți spun ce consider eu că am făcut greșit. Pentru că dacă îmi spui că n-am făcut bine, o să mă lupt pentru chestia asta. Are sens? Are sens ce spui, da. Okay. Și atunci mă simt și eu, vorbesc în numele femeii din mine, da, susținută și exact, în siguranță că sunt protejată. Exact. Pentru că de fapt, noi asta căutăm, să ne simțim protejată și iubite. Și asta înseamnă cu începutul intimității, deschiderea noastră, pentru că noi întâi căutăm să ne simțim bine, deci mergem întâi în emoțional, siguranță, în ceea ce înseamnă siguranță, iubire, că uite, îmi dai semnalul că mă protejez, că ești acolo pentru mine când am și eu nevoie. Și după aceea mă deschid. Și știi cum să faci asta. Da. Și ești și capabil să faci asta. Da. Și te văd și pe tine, adică bărbatul din tine, ca un partener potrivit, prezent, conștient pentru mine și nevoile mele, exact, profunde. Exact, exact. Ideea de task-uri egale, da, din perspectiva mea, poate să fie dusă ușor către un extrem, în sensul în care să facem amândoi același lucruri, același task-uri, tu jumătate, eu jumătate. Fiecare să facă toate task-urile, aceleași task-uri, jumate, jumate. Însă vezi că inclusiv în interiorul nostru, ceea ce ne liniștește pe noi nu este ceea ce vă liniștește pe voi. Da. Și atunci o să apară un dezechilibru. Dacă eu nu mă simt destul de puternic în ochii tăi, nu mă voi deschide. Dacă eu nu mă văd în ochii tăi că sunt puternic, că pot să fac față, nu mă voi deschide. De ce? Pentru că testosteron. Da. Ok? Ok.
Și ce mai putem spune? Să mergem către zona de efectiv reromantizare, ce putem face ca să aducem cumva ușor ușor la conștientizarea acestei nevoi relaționale și ce pot să facă partenerii în cuplu? Ok, sigur că da. Reromantizarea nu o să fie ceva ușor. Da. Este extrem de dificil. Da. În sensul în care ne este foarte ușor să creăm o relație romantică da. Cu cineva, da. Dar să o reaprindem pe aceeași este mult, mult mai dificil. Nu este imposibil, dar este mult mai dificil. De ce? Pentru că eu ca și terapeut le spun, ok, tu, soțul, scoate în oraș. Da. Păi da, dar nu am timp, dar nu ne place, dar ce, mergem la film, ne certăm pe ce film alegem, nu? Da. Da. Le spun, ok, nu mă interesează. Da. Păi da, dacă nu-mi place, că bun, nicio problemă. Fă-o. Și nu o să vină ușor. Hai să ieșim la o cină romantică. Păi da, nu facem același lucru pe care îl facem și în bucătărie când ne punem da. Masa? Nu, este diferit. Diferit și suntem diferiți și ne plac lucrurile în mod diferit. Că poate unul preferă o cină romantică, iar celălalt preferă, nu știu, să îmi facă nu știu ce serviciu în casă. Corect. Sau să-mi aducă un buchet de flori. Dar nu-i vorba despre asta. Corect. Nu vorbim despre asta. Vorbim despre gestul încărcat de emoție care mă face, îmi trimite mie semnalul că vreau să fim bine. Bine. Intenția. Da. Intenția, din punctul meu de vedere, este mai valoroasă decât orice act normal de da. Iubire. Și atunci de ce celuilalt este greu? Să înțeleagă că pentru mine este important, nu știu, buchetul ăla de flori sau să dea cu aspiratorul când eu da. Am altceva de făcut. Da, pentru că nici tu nu ai făcut nu știu ce atunci când eu am vrut să. Da. Pentru că nici atunci, data trecută, când eu ți-am spus să faci nu sau știu amână, ce. Sau amână, de exemplu, și eu mă enervez și încep să țip la el da. Sau încep să-l critic că ai amânat până ai uitat. Exact. Bine, asta cu amânatul e o discuție tot despre testosteron, care are legătură tot cu testosteron. Dar se întâmplă. Da. Dacă îmi dai, mie ca și bărbat, îmi dai un task simplu, da. Care va avea un termen de o oră, da. Dacă eu îl fac în primele 5 minute, cantitatea de testosteron va fi infimă. Corect. Dar dacă va fi în ultimele 5 secunde, va fi un boom de testosteron. Și atunci de-aia amânăm până în ultima secundă. Da. Pentru că una este să-mi spui, uite, mișcă paharul ăsta din colțul ăsta în colțul ăsta în 5 minute. Da. Da, putem oricând, nu e nimic, nu primesc nimic. Dar dacă îmi spui într-o secundă să fie în partea cealaltă, când l-am mișcat, wow! Gata, am reușit, yes! Adică e important timingul. Da, da, să înțelegem că aici cantitatea de testosteron, livrarea, produsul testosteronului este extrem de important. Păi și, de exemplu, dacă eu îți spun ecospiratorul astăzi da. Și tu alegi să dai cu aspiratorul la 5 seara, da, iar eu în timpul ăsta mă încarc. Pentru că task-ul da. A fost extrem de lung. Mm-hmm. Ok. Dacă, și aici poate că, da, poate n-ar trebui să spun lucrul ăsta. Poate ar trebui să spui că ne-ar ajuta și pe noi. Dar, într-adevăr, un termen stabilit și cât mai exact poate să devină și o joacă. Mm.
hai să facem concurs care dă cu aspiratorul termină mai repede. Și acolo o să devină o provocare. Iar bărbaților le plac extrem de mult provocările. Deci a te dar juca, a ne generaliza. Nu, dar se întâmplă. Da. Deci eu vin cu, da, cu cazul, cu spețe foarte concrete, specifice. Da. Da. Și în cazul acesta, când vorbim de bărbați, vorbim de un termen limită și specific, adică și specific și un task. Da, un task singur, că altfel se amestecă. Da, pentru că nu putem să vânăm. Nu putem. Da. În două locuri. Deci voi sunteți cu focusul. Da. Da, noi suntem mai mult pe zona de focus, și nu multitasking. Da, și nici nu prea înțelegem subtilitățile foarte mult. Pe partea asta de subtilități, nu. Ar trebui să înțeleagă că eu am nevoie să facă el chestia asta. Nu, nu va înțelege. Uite, Livius, mai... Cu subiect și pe ridicat. Mai atât aici la fileu. Și din perspectiva ta de bărbat și de terapeut, de cuplu, sunt bărbați care pur și simplu nu cumpără flori la soțiile lor. Deși ele spun clar, vreau un buchet de flori de la tine să știu că tu mă iubești. Deci ăla este semnalul, da, simbolul asociat care îi spune aici, ei că se simte iubită. Da, aici putem să vorbim de mai multe motive pentru care acel bărbat nu ia acele flori. Da. Unul dintre ele poate să fie o experiență personală în care el a învățat că acele flori nu au un efect. Da. Și cel mai probabil se află și în direcția în care, uite, dacă eu ți-a spune ție acum, spunem că mă iubești. Tu o să-mi spui, da, te iubesc. Iar eu o să zic ce? Da, mă iubește? Nu. O să zic, da, mi-ai spus că mă iubești doar pentru că ți-am spus eu că mă iubești. Și atunci, punând presiune în fiecare zi, spunem că mă iubești, spunem că mă iubești, el nu o să o facă. Pot să înțeleg asta, dar ea ce să facă în timpul ăsta? Să nu pună presiune? Da. Și să-și ia singură florile? Sau ce? Sau da, de ce nu? Scoată ce vazele nu? Goale și să îi le pună? Nu, poate le iarăși vede? Iarăși este o presiune. Iarăși o presiune. Da, pentru că este, scoți vaza ostentativ, adică ia-mi flori. Încerc să mă gândesc cum... Da, în principiu, este vorba de un conflict, da? E un conflict, clar. Și da, atunci conflictul acesta trebuie discutat și pus pe masă să se înțeleagă exact de ce ea își dorește, adică ce înseamnă florile pentru ea, nu neapărat de ce își dorește, ci ce înseamnă pentru ea, și să vadă și ce înseamnă pentru el florile. Da. Am întâlnit persoane care îmi spuneau, dom'le, eu nu suport să văd florile cum mor. Hai să discutăm un pic despre asta. Hai să vedem care este relația ta cu moartea. Și atunci aflăm exact de ce refuzul acela. Cu siguranță, poate să fie și o chestie simplă, păi dacă tot îmi zici, eu știu că dacă îți iau, tu nu o să reacționezi pozitiv, pentru că o să zici, da, bine, mulțumesc, după ce ți-am spus de 15 ori, te-ai gândit și tu să-mi aduci niște crizanteme. Ah, ok, asta e altceva. Adică pot să fie extrem de multe situații în care ambii să greșească și acele flori să nu fie în vază. Da. Cu persoana de care îți spuneam mai devreme, am găsit soluția să luăm, să-i cumpere flori în ghiveci. Bun. Și atunci a fost mult mai ok pe chestia asta, pe zona asta. Ok. Ne apropiem ușor, ușor spre încheiere.
Mă gândesc să cum facem ca de obicei să lăsăm un dar de creștere celor care ne ascultă și ne privesc și să te întreb dacă intimitatea poate fi considerată și un comportament și dacă putem face ceva. Acum, nu știu, e cam generală întrebarea. Este generală, dar o să încerc să dau un răspuns general. Da? Adică, da, este un comportament. Comportament. Este un comportament. Este și putem învăța și o trăire. Și o trăire, da. Nu știu dacă este ceva de învățat. Eu cred că l-avem în noi. Sau de conștientizat. Este mai mult de a avea curaj să ne expunem. Mai mult decât ar suna mai mult în zona de a-l elibera. Da, eliberare și multă acceptare, compasiune. Și blândețe față de tine, nu față de partener. Da. Blândețe față de tine, nu că să nu ai față de partener, să ai și față de partener, dar în primul rând blândețe față de tine și față de vocea critică pe care noi o tot avem. Cu cât suntem mai blânzi cu vocea critică, cu atât o să am eu curajul să mă expun mai mult față de tine. Da. Îți mulțumesc. Cu mare drag. A fost un dialog bun. Da, mi-a făcut mare plăcere. Și mie, din tot sufletul. Te mai aștept cu mare drag la noi la studio, la TV Terra Nova. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi și nu uitați, viața este o călătorie a descoperirii de sine. Cu drag, pe curând!